Deschidem Sfânta Scriptură, citim un singur verset în seara aceasta de la Eclesiastul, capitolul 1, versetul 8. Un singur verset, Eclesiastul, capitolul 1, versetul 8, cuvânt care spune așa: toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Amin. Vă invit respectos să reocupăm locurile. Doresc cu ajutorul Domnului în seara aceasta să aduc mesajul care este o continuare la ultimul mesaj. Ultimul mesaj a fost provocările bărbatului și în seara aceasta aș dori să aduc câteva gânduri și să vorbesc despre provocările femeii. Cineva ar putea să spună, dar sunt și bărbați aici. Eu cred că e foarte bine și pentru noi să știm care sunt provocările femeii. Așa cum pentru femeie e foarte bine să știe care sunt provocările bărbatului, ca să se poată adapta, să se poată cunoaște și să poată să crească împreună. Deci subiectul este de folos pentru noi toți, e de folos pentru mine care m-am rugat pentru el, care l-am pregătit după inspirația pe care am primit-o și mă rog ca să fie de folos și pentru dumneavoastră. Ceea ce am citit este un început. Zilele în care trăim sunt o necurmată frământare. Și cred că nimeni nu știe mai bine lucrul acesta ca femeia. Și de aceea primul gând care îl împărtășesc cu dumneavoastră și prima provocare despre care vorbim este așezarea priorităților. Sunt atâtea de făcut încât e aproape imposibil să le iai de la capăt și să le așezi. Ca femeie ești atât de ocupată, ești atât de presată și stresată și grăbită, că simți că nu le mai dai de capăt. Cred că am mai spus câțiva ani în urmă, am văzut într-un birou și nu știu dacă până la urmă și soția nu a adaptat înscrierea aceea, în care spunea cam în felul următor, încerc să o traduc: dacă Dumnezeu m-a așezat pe pământ ca să fac anumite lucruri sau un anumit număr de lucruri, dacă Dumnezeu m-a așezat pe pământ ca să fac un anumit număr de lucruri, eu sunt așa de ocupată că nu mai mor niciodată. Adică atât am de făcut și dacă Dumnezeu vrea să le fac pe toate, înseamnă că mai am mult, 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 mult. Și lucrul acesta parțial este adevărat. Munca femeii acasă, fără să vorbim deocamdată despre servici sau business, but munca femeii acasă este uriașă. Dacă are și serviciu în afara casei, se dublează. Mama sau femeia sau soția trebuie să fie secretară, să ocupă de toate programările. Trebuie să fie bookkeeper. Dosarele trebuie să fie în ordine, aranjate, puse la punct. Trebuie să fie contabilă. Să aibă caseria la zi. Dacă nu are la zi, apar probleme în familie. Mă, tu știi cât ai cheltuit, tu îți dai seama cât ai pus pe credit card sau tu tot pui așa, după cum îți place cum sună când auzi zgomotul ăla de la caserie. Îți dai seama, trebuie să aibă caseria la zi. Trebuie să fie bucătăreasă. Acum știu că sunt unele care zic, eu nu mă pricep la bucătărie, să căsătoresc cu bărbat bucătar. Și îi ok și așa. Dar trebuie să fie bucătăreasă. Și bucătăreasă bună, care se interesează ce-i sănătos, ce-i fresh, proaspăt,
ce ține, de ce vitamine e nevoie, dacă e nevoie de mai multe vegetale, dacă e nevoie de mai multe fructe, mai multă carne, mai mult dulce, mai mult sărat. Trebuie să fie o bucătăreasă de excepție. Trebuie să fie babysitter, adică să supravegheze copiii. Trebuie să facă curățenie în casă. Trebuie să spele hainele, chiar dacă e ajutor de la mașina de spălat, cineva trebuie să se ocupe și de aspectul acela. Și cei mai mulți bărbați nu se pricep. Eu cred că nu e așa de dificil. Dar n-am avut priceperea să învăț niciodată. La treaba aia nu mă pricep deloc. Și la mașina de făcut cafea nu mă pricep. La aragaz mă mai pricep, la bucătărie mă mai pricep, la aspirat mă mai pricep, dar sunt câteva domenii la care sunt abarniți și ca și mine sunt și alți bărbați. Femeia trebuie să se ocupe de treaba asta. Trebuie să fie ajutor de profesoară, să facă temele de casă cu copiii. Trebuie să fie prietenă de joacă, ea trebuie și să se joace cu copiii, să-i ducă la parc, să-i pună pe hintă, să meargă la apă. Trebuie să fie prietenă de joacă. Copiii vor și să se joace, nu poți să faci doar armată cu ei. Apoi, ea trebuie să se ocupe de îngrijirea ei personală, trebuie să se păstreze curată, îngrijită, frumoasă. Unele ar vrea să fie tot model și la 80 de ani. E o luptă continuă, obsesivă și oarecum parțial o înțelegem. Trebuie să se ocupe de dorințele bărbatului ei. Ea trebuie să se gândească și la el. După ce mintea și inima și alergarea e preocupată de toate lucrurile astea, mă, vine bărbatul acasă. Oare cum vine? Supărat? Oare vine vesel? Oare vine în dispoziție bună? Oare am făcut tot ce-i place? Oare o să comenteze? Oare o să fie mulțumit? O să fie happy? Împlinirea dorințelor soțului. Apoi trebuie să fie coordonator de evenimente. Fie că le face în secret, fie că le face pe față, ea coordonează evenimente și știe și trebuie să știe și să aibă grijă de calendar și să știe cine merge la doctor și să știe la care baby shower mai trebuie să meargă și să știe la care birthday și să știe cam ce se întâmplă și să le coordoneze. Trebuie să fie taxi driver, trebuie să fie șofer de taxiu, taxiul fiind mașina ei, mașina familiei, că trebuie să-i ducă pe toți unde au nevoie. Copiii încă nu conduc până la 16 ani, mama trebuie să fie taximetrist. Trebuie să facă pregătirile pentru călătorie, că aici în America oamenii călătoresc, familiile călătoresc, ba călătoresc în România, ba călătoresc în misiune, ba călătoresc în vacanță, ba călătoresc pentru că se mai întâmplă din când în când să călătorească. Cineva trebuie să pregătească aceste călătorii. Cumpărat, împachetat, încărcat. E o muncă grozavă. Și lista ar putea continua. Uitându-mă la listă, zic, măi, dacă ar trebui să fie plătită la oră, cât ar fi? 50, 60, 100, 200, 300, mai mult decât un avocat, mai mult decât un avocat. Poate chiar mai mult decât un doctor. Hai să spunem cât un doctor și un avocat împreună ar merita o soție și o mamă bună. Ei, când le pui pe toate astea împreună, încerc să înțeleg ce trece prin mintea unei femei și să vadă cât de limitat este timpul. Și atunci, cum să le așezi în ordine? Cum să stabilească? Pentru că dacă nu așează o ordine, dacă nu stabilește priorități, viața e un haos și un stres continuu. Dacă nu ai priorități, dacă nu ai o listă în minte sau chiar în scris, îți dai seama că a trecut ziua, fiecare zi a trecut.
Mă, n-am făcut nimic. Avea o vorbă tata, dar era o glumă. Mă, ne-am mâncat ziua de azi și n-am făcut nimic. Dar de fapt în fiecare zi ești ocupat. Și așa se poate trezi femeia. Seara, obosită, flămândă, transpirată, muncită, stresată. Mă, dar ce-am făcut azi, mă? Parcă n-am făcut nimic. Și stresată că n-a realizat jumătate din lucrurile care trebuie să le realizeze. Dimineața trebuie să tragă aer adânc în piept, să stea de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune și să spună: Doamne, ziua de azi ar putea să fie mai grea sau mai ușoară, dar în ziua de azi te rog să-mi dai lumină, pricepere, sănătate, înțelepciune, să așez lucrurile așa ca să iasă bine. Dă-mi Tu, Doamne, să știți că un moment petrecut în rugăciune, Dumnezeu dă înțelepciunea și priceperea pentru ziua respectivă. Trebuie să înțelegi și trebuie să înțeleg că fiecare lucru are vremea lui și anumite lucruri capătă prioritate în defavoarea altora. Eclesiastul 3:1 spune: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eu înțeleg de aici că nu trebuie făcute toate deodată. Nu poți să le faci toate deodată. Deși că am înțeles că femeile sunt mult mai pricepute ca bărbații la multitasking, adică la face două sau trei lucruri deodată. Și aș înclina să cred. Noi bărbații am impresia că facem greu două lucruri deodată, da? Le mai facem, poate două, dar nici alea nu prea bine. Și vă dau un exemplu, nu știu dacă nu vi s-a întâmplat. Ai sosit undeva într-o parcare mare și ai făcut greșeala să fii la telefon când ai sosit în parcare. Și ai fost la telefon, ai închis mașina, ai blocat mașina, tu ai vorbit cu cineva și ai fost cufundat și preocupat de discuție. Și ai intrat în magazin, ai făcut cumpărăturile tu tot la telefon. Pe când ți-ai terminat cumpărăturile sau dacă ai mers la bancă sau un lucru mic de făcut, ai ieșit afară din magazin sau din birou sau de unde ai ieșit, ai terminat convorbirea, ai băgat telefonul în buzunar. Mă, unde am parcat mașina, mă? Unde am parcat mașina? Nu știu dacă vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat, dar numai dacă sunt la telefon, că eu întotdeauna mă orientez foarte bine unde sunt. Dar dacă mi-e mintea în altă parte, opresc un pic, zic hold on one second și închid telefonul, mă uit, ok, aici, aici, coloana asta, bun, ok, hai să continuăm, mergem mai departe. Asta îmi spune mie că nu suntem prea grozavi la a face mai multe lucruri deodată. Un lucru odată și bine. Femeia, am înțeles că e mai pricepută, ea face și două, și trei, și patru, și slăviți să fie Domnul că le face, că dacă nu le-ar face, n-ar fi nimeni care să le facă. Să-i dea Dumnezeu putere și înțelepciune și pricepere, să le facă și să le facă bine. Dar, ascultați-mă, nu le poți face pe toate odată și nu trebuie făcute toate odată, numai pe rând. Fiecare lucru și are vremea lui și din cauza asta trebuie să așeze anumite priorități. Sunt lucruri pe care dacă nu le mai, dacă nu le faci azi, acum, nu le mai faci altă dată. Nu ai ocazia. Dacă nu le faci anul ăsta, nu le faci peste 10 ani. Că acum ți-i copilul de 10 ani. Sunt anumite lucruri care trebuie să le faci când copilul e de 10 ani. Dacă te gândești că o să le faci peste 10 ani, te păcălești, o minciună a satanei. Că peste 10 ani copilul e de 20 de ani. El deja e ocupat, are... Nu mai poți să faci ce puteai la 10 ani. Fiecare lucru și are vremea lui. Asta înseamnă că e datoria noastră și datoria femeii care e exagerat de ocupată să își așeze în minte și în inimă o listă cu priorități. Dumnezeu să-i dea această înțelepciune. Iată femeia care, femeia din Proverbe 31, care are job și business, care se ocupă de multe alte lucruri, nu numai de problemele casei. Iată ce spune aici: ea se scoală când este încă noapte și dă hranei casei sale și împarte lucru de peste zi slujnicelor sale. Doarme mai puțin,
se trezește mai devreme și se culcă mai târziu. Și de multe ori, cei din jur nu sunt recunoscători, nu sunt happy, nu sunt mulțumiți. Spunea mamei mele când eram copii, mămică, de ce nu ne faci mai multe plăcinte sau turnate sau noi la clătite spuneam lipție la noi? De ce nu faci? Astea erau grozave. Și mama îmi spunea, mă copii, dacă eu vă fac vouă clătite, eu trebuie să muncesc toată ziua și pe când am terminat de muncit toată ziua, că astea durează să le fac și voi sunteți guri sparte. După ce am muncit eu toată ziua, voi sunteți flămânzi, că veniți și spuneți, dar ceva de mâncare, nu ne dai. Și de aia nu pot să fac în fiecare zi, nu merge în fiecare zi clătite. Aici poate le cumperi la pachet de undeva și te descurci dacă trebuie. Dar să fie mama la clătite în fiecare zi, nu merge. Trebuie, ești obligat să-ți așezi prioritățile și să vezi ce trebuie făcut și când trebuie făcut. Și nu există o formulă magică. Să nu credeți că există o formulă magică. Poate sunt psihologi și filozofi care o să vă dea tot felul de idei să le cumpărați cărțile și nu lucră, că nu lucră pentru tine. Că în familia ta nu e ca în familia celuilalt. Tu ești un temperament, altul e alt temperament. Lucrurile la tine în casă stau într-un fel, altul în casă stau în alt fel. Nu se potrivesc toate mărunțișurile astea. Fiecare persoană în mod individual, cu înțelepciune, să stea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să lumineze. Dar trebuie făcut lucrul acesta și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toate mamele, toate surorile, toate soțiile, toate tinerele care le așteaptă o viață destul de grea din punctul acesta de vedere și Domnul să vă răsplătească, dar Domnul să vă dea înțelepciunea necesară aici. Asta e o mare provocare, știm și ne rugăm ca Dumnezeu să ridice din stresul ăsta. Pentru că de aici apare stres, că nu reușești, nu-ți mai ajunge timpul și asta trebuie rezolvată și asta și asta și asta. Și intri în panică și ajungi la spital și trebuie să iei medicamente. Și din când în când mai trebuie să pui piciorul pe frână și să spui I have to stop, trebuie să mă opresc. Să stai de vorbă cu Dumnezeu și să iei un lucru odată pe rând în ordinea importanței lor și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Apoi, a doua mare provocare este a fi mamă și soție. Le-am pus împreună, puteam să le pun separat, dar le-am pus împreună și pentru ca să păstrez la trei și pentru ca să fie mai simplu. Prima provocare, așezarea priorităților. A doua mare provocare a unei femei este să fie și mamă și soție și să fie mamă bună și soție bună. Și asta e dorința fiecarei femei. Este foarte important pentru fiecare femeie să fie o mamă bună. Dumnezeu pune mare valoare și mare importanță pe mamă. Priviți la mama lui Moise, la mama lui Samson, la mama lui Samuel, la mama și bunica lui Timotei, la mama pământească a Domnului Iisus. Dragostea se jerfește și vrea să ofere copilului tot ce vrea. Asta e dragostea ta de mamă. Dragostea se jerfește și vrea să ofere copilului tot ce vrea. Pe lângă dragoste și simțul de protecție, ca să fii mamă bună, nu doar trebuie să-l iubești pe copil, trebuie să-l păzești. Protecția, spiritul, dorința de a-l proteja te obligă să așezi limite spre binele copilului. Îl iubești și vrei tot ce-i bine pentru el, dar nu-l lasă să facă orice pentru că îi vrei binele și protecția lui. Înțelepciunea vrea să-l învețe tot ce este bine. Și atunci, provocarea mare, cum îl înveți, cum îl păzești, cum îl iubești pe copil, toate în același timp. Să-i și arăți că îl iubești, să-l și păzești de rele când vrea să le facă și să nu-i dai voie. Că copilul zice, dacă nu-i dai ceva, zice că nu-l iubești.
Și știu că asta e subiectul cel mai greu pentru copiii când ajung la o anumită vârstă și vin acasă și cere, de exemplu, telefon din ăsta deștept, smartphone, computer phone, iPhone, sau mai știu eu, Google phone sau Samsung phone sau ce phone o să fie. Ți-l cere și ca și mamă, ca și tată te îngrijorezi și spun, nu cumva e prea tânăr copilul ca să îl dau. Și în mintea ta știi că e prea tânăr, la 8 ani de zile, la 10 ani, e prea tânăr să-i pui la copilul astfel de responsabilitate în mână. Că copilul are acces la informații la care tu nu vrei să aibă acces, nu vrei niciodată. Te îngrozești ca și mamă la ce are acces copilul și știi lucrul ăsta. Și spui, mă copile, nu vreau, nu pot. Țin la tine prea mult, te iubesc prea mult, nu pot să-ți dau telefon acum. Ăsta e un exemplu. Copilul vine înapoi și zice, mame, tate, dar la mine în clasă, la școală, toți copiii au. Chiar și la biserică, la școala duminicală, colegii, aproape toți au. Numai tu nu mă iubești. Voi nu mă iubiți pe mine. Uite toți ceilalți copii ce au. Dragostea ta de părinte te obligă de multe ori să faci lucruri care sunt împotriva conștiinței tale. Și ai făcut lucrul ăsta de mai multe ori. Îți împotriva conștiinței tale pentru ca să demonstrezi copilului că îl iubești. Mă, cum să creadă copilul despre mine că nu-l iubesc? Și că-s prea aspru cu el. Dar uneori asprimea și nu-l rostit ca și părinte e din dragoste. E pentru că îl iubești. De ce spune Dumnezeu să nu furi, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu poftești, să nu? De ce? Pentru că ne vrea răul, pentru că nu ne iubește sau pentru că vrea să ne protejeze, vrea să ne păzească, ne vrea binele Dumnezeu. Și știu că e foarte greu pentru un părinte în zilele noastre, exagerat de greu, cu tehnologia și cu alte lucruri. Că vrea papucii ăștia, că vrea bicicleta asta și nu cum vrei tu. De câte ori n-ați fost șocați? Că a zis, nu-i mare lucru, mă duc la magazin și cumpăr. Și când ai mers la magazin să-i cumperi, copilul a zis, mam, come on, nu ăsta? Deci, dar what's wrong with this? Oh, no, îți arăt eu ce vreau, îți arăt eu. Pentru că este o presiune uriașă. Și într-o comunitate afluentă în care sunt mai mulți oameni cu potențial financiar mai ridicat, e destul de greu să-ți înveți copilul să trăiască în modestie. Și ești obligat, uneori trebuie să te împrumuți ca să-i demonstrezi la copil că-l iubești. Și nu-i întotdeauna iubire ceea ce faci. E mare responsabilitate. Și știu că fiecare mamă, fiecare femeie vrea să fie o mamă bună, vrea să fie o mamă bună, vrea să fie bună cu copiii ei, vrea să fie înțeleaptă, vrea să fie iubitoare. Suntem conștienți de lucrul acesta. Dar mare atenție, pentru că asupra umerilor voștri cade o mare responsabilitate aici. Și Dumnezeu vă poate lumina, vă poate da înțelepciunea necesară pentru ca să știți ce să alegeți, ce e bine și ce nu e bine. Când să-i spui nu la copil, să-i spui, dragul mami, te rog, înțelege-mă, nu-i bine, nu-i bine pentru tine. Din nou, s-ar putea copilul tău să iubească lucruri pe care nu le iubește Dumnezeu. S-ar putea copilul tău să iubească lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Cuvântul mai aspru, le urăște. Mergem înapoi, Dumnezeu nu le iubește. Anumite lucruri, Dumnezeu nu le iubește. Și copilul tău le iubește. Ce faci atunci? Ce faci atunci? Dar copilul lui îi place. Copilul tău vrea să fie actor. Îl faci actor? Copilul tău vrea să fie model. Îl faci model? Îl ajuți? Că îl iubești? Asta e iubire. Copilul tău vrea să fie, I don't know,
numărul unu în lume la săritura în înălțime sau la fotbal sau mai știu eu ce, crezi că-l ajuți? Crezi că-l ajuți? Când îl iai de la biserică și îl duci pe terenul de sport? Crezi că-l ajuți cu asta? Atenție mare! Dorința părinților de a fi părinți buni, de multe ori, îi determină să-și calce ei conștiința pentru ca să satisfacă pretențiile copilului. Pentru că în felul ăsta părintele crede că și-a arătat dragostea. Mă, eu te iubesc, I love you, I love you, I love you și I love you și I do whatever you want. Și nu așa se arată întotdeauna dragostea. Cum îl înveți, cum îl păzești, cum îl iubești pe copil în același timp? Te ocupi de hrana lui, de sănătatea lui, de îngrijirea lui, dar trebuie să te ocupi și de salvarea sufletului. Trebuie să te ocupi de păstrarea inocenței copilului. Copiii la vârsta de 6 ani, la vârsta de 8 ani și-au pierdut copilăria, cunosc și vorbesc despre lucruri care cu o generație în urmă nu se vorbeau la 18 ani, acum vorbesc la 8 ani. Este datoria părinților să păstreze inocența copiilor. Apoi respectarea moralității, o creștere sănătoasă. Băiatul să fie băiat, fata să fie fată, credinciosul să fie credincios, să fie muncitor, să fie harnic, să fie onest, să fie corect. Aici este obligația și responsabilitatea. 1 Timotei 5 cu 10 se vorbește despre femeie după ce a ajuns văduvă, dar asta înseamnă ce a trebuit să facă înainte, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi crescut copii. 1 Timotei 5 cu 14, vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casele lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Ce important este ca și mamă să fii concentrată acolo. Și apoi, în timp ce te lupți să fii o mamă bună, trebuie să te ocupi și de mofturile bărbatului. Bărbatul vine și el cu pretențiile lui. El vine uneori de la servici, de acasă, obosit și crede că nevasta a fost la Santen. Dar ea e mai obosită decât el. Și ea trebuie să se adapteze și să fie atentă. Da, trebuie să aibă casa curată, bucătăria să miroase frumos, că ăsta e un medicament pentru bărbat. Trebuie să se păstreze frumoasă și îngrijită ca să îi fie plăcută, atractivă soțului. În 1 Petru 3 cu 7, cuvântul spune așa, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Purtați-vă cu înțelepciune, adică gândește-te de mai multe ori când ai o anumită reacție față de soția ta, când ești nemulțumit, pune-te și în papuci ei, încearcă să înțelegi prin ce trece ea într-o zi, să dai cinste femeii ca unui vas mai slab. Coloseni 3 cu 19, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Și am zis, Doamne, dar de ce? În primul rând pentru că nu-i bine. În al doilea rând pentru că au ele destul necaz, deja ele au necaz. Au necaz din casă, au necaz de la copii, au necaz poate de la job sau de la business. Au necaz din cauza presiunii din lumea asta. Nu mai pui și tu necaz, poți să ajungi să ridici din necaz. De ce să ții tu necaz pe soție? De ce să nu-i ridici din suferință, din greu, să-i faci viața mai ușoară? Ce plăcut ar fi, a fost o perioadă de timp, dar nu am repetat, am uitat, am învățat de la cineva, că o zi începe foarte frumos dacă bărbatul îi spune la nevastă, Honey,
ce vreai să fac eu azi pentru tine ca să-ți fie viața mai frumoasă? Mă, și a ținut vreo săptămână, două, nu știu exact cât a ținut, am făcut treaba asta, am uitat, s-a îngropat, s-a dus. Nu că nu mă gândesc eu la chestia asta, dar m-aș bucura să o țină toată viața, da? Dacă nu mi-e în sistem. Dar ce frumos ar începe ziua. Și femeia se răspunde înapoi la bărbat și se spune, dragul meu, ce vrei să fac azi pentru ca să-ți fac viața mai frumoasă? Altfel ar căpăta culoare ziua. În al treilea și în ultimul rând îl menționez doar pentru că timpul nostru s-a scurs, dar e probabil cel mai important. A treia provocare este dezvoltarea ei spirituală. În timp ce nu-ți vezi capul de treabă, în timp ce cauți să fii o mamă bună și o soție bună, în timpul acesta trebuie să ai grijă și de sufletul tău. Trebuie să ai grijă și de sufletul tău. Iată ce spune Domnul Iisus Martei, Luca 10:41 și apoi și 42. Drept răspuns Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Ce părere aveți, surorilor? Aproape că îmi vine să vă rog să ridicați mâna, la care dintre dumneavoastră să potrivește cuvântul ăsta și să recunoașteți lucrul ăsta, să pui numele tău aici. Dana, Dana, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Se potrivește? Eu cred că se potrivește. Se potrivește. La fiecare se potrivește. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Recunoaște lucrul ăsta că e pentru tine. Domnul Iisus în seara asta s-ar opri în dreptul tău să-i spune pentru multe lucruri. Dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună. Extraordinar. Asta nu înseamnă că toate lucrurile de care am vorbit în seara asta nu sunt importante. Asta înseamnă că Domnul Iisus ne învață că există un lucru care e mai important decât toate. Și ce este mai important e să stai la picioarele Domnului Iisus Hristos, să ai părtășie cu El. Să ai timp în cuvânt, să ai timp în rugăciune, să ai timp în care stai de vorbă cu Domnul Iisus. Lucrul acela e cel mai important pentru că acela îți îmbogățește viața și acela îți dă lumina necesară ca să știi ce trebuie să faci pentru restul zilei. Social media te ajută, presiunea culturii acestei lumi te ajută, dorința obsesivă de frumusețe și sănătate te ajută, influențele nocive ale firii pământești și ale păcatului, oare te ajută? Și răspunsul la fiecare e nu, nu te ajută, nu ne ajută pe niciunul. Dimpotrivă, toate acestea sunt piedici în apropierea de Dumnezeu. Ai grijă de sufletul tău. Să am grijă de sufletul meu. Ai grijă de sufletul tău. Dacă este un lucru important în lumea asta, în universul acesta, în viața asta, e să ai părtășie cu Dumnezeu. Să știi că te întâlnești cu El în fiecare zi, să-L iubești pe El mai mult decât orice și apoi Dumnezeu te ajută să navighezi printre celelalte probleme. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să binecuvinteze toate surorile din adunare. Dumnezeu să binecuvinteze fetele care sunt surori în devenire, soții în devenire, mame în devenire. Dumnezeu să binecuvinteze toți bărbații din adunare, toți frații din adunare. Și să ne ajute să ne binecuvinteze Dumnezeu cu copiii și cu nepoții, să putem să slujim lui Dumnezeu și să rămânem lângă Dumnezeu și să-L iubim pe Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu. Ne bucurăm pentru tot ce vedem, ne bucurăm pentru familiile tineri, ne bucurăm pentru copii, pentru nepoți. Domnul să-i binecuvinteze, dar Domnul să ne ajute și Domnul să răsplătească munca surorilor și a mamelor din adunare. Domnul să vă răsplătească, Domnul să vă întărească și Domnul să vă dea priceperea și puterea necesară în continuare să slujiți Domnului cu bucurie. Și de fapt și acesta va fi
una din direcțiile rugăciunii pe care o facem. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. O să avem o rugăciune specială pentru fratele Ștefan Tohătan. Ne rugăm și pentru dumnealui, ne rugăm și pentru toată echipa care va pleca din Seattle împreună cu fratele păstor Vasile Antemie. Ne rugăm pentru fratele Cornel Mateu care e acolo și slujește în continuare. Ne rugăm Dumnezeu să fie cu ei, Dumnezeu să-i păzească și să le dea izbândă în toată lucrarea de acolo. Doresc să ne rugăm și pentru fratele Aurel Vișoan, care mâine va merge la operație, am înțeles. Domnul să fie cu el! Și ne rugăm pentru fratele Cornel Lonca, fratele Cornel Sila, și m-a anunțat că fratele Cornel e foarte grav, bolnav în spital și numai Dumnezeu poate să intervină pentru el. Dumnezeu să se îndure! Poate că printr-o ridicare de mână doriți să veniți înaintea Domnului cu anumite nevoi. Poate că unele din surori în seara asta chiar o să vină înaintea Domnului cu anumite stări și lupte lăuntrice. Și Dumnezeu să ușureze. Dacă unele n-aveți somn, nu suntem aici ca să vă condamnăm. S-ar putea unele suferiți de insomnie. Dumnezeu să vă dea liniște și pace. Unele poate sunteți în stare de depresie, Dumnezeu să vă aducă bucurie și nădejde și elan. Altele poate sunteți într-o stare de stres acută, într-o stare de panică. Dumnezeu, prin puterea Lui, prin harul Lui, prin Duhul Lui cel Sfânt, să ridice stările acestea de apăsare și să aducă o stare de pace și liniște și binecuvântare. Și toate surorile să meargă happy, să meargă vesele, să meargă bucuroase acasă în seara asta și să-L binecuvinteze pe Dumnezeu împreună cu frații de aici. O să ne rugăm cu toată adunarea în timp ce fratele Ștefan vine și frații slujitori vin în față și ne rugăm pentru el. Facem această rugăciune specială, dar ne rugăm cu toată adunarea și pentru cele amintite și când se încheie rugăciunea în comun, am să rog pe fratele Claudiu Gagea să vină la microfon și să încheie slujba din seara aceasta cu o rugăciune. Haideți să ne închinăm așa cum stăm înaintea Domnului, frații slujitori să vină în față.